Vedeți, doamnelor și domnilor, imagini în direct din Republica Moldova. Conform procedurilor, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, îi așteaptă pe liderii care urmează să vină la Bulboaca. Bulboaca este o localitate care se află undeva la vreo 30 de kilometri de aeroportul Chișinău. Au sosit deja delegațiile oficiale din Republica Azerbaidjan, Muntenegru și Kosovo pentru a participa la summitul care are loc astăzi. Ei au venit de ieri. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, împreună cu Josep Borrell, în altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, au ajuns și ei la Chișinău de ieri. Au fost o serie de discuții, dar și declarații de presă. Charles Michel, președintele Consiliului European, a ajuns și el de ieri împreună cu premierii Regatului Belgiei și Marelui Ducat al Luxemburgului pentru a participa la acest summit al Comunității Politice Europene. Printre temele care vor fi discutate, energie și securitate. Au fost făcute declarații despre importanța acestui eveniment în ultimele zile. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a declarat că prezența atâtor lideri europeni arată foarte clar că Republica Moldova nu este singură, nu este singură nici vecina noastră, Ucraina. Și îl vedeți în imagini chiar acum, doamnelor și domnilor, pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cărui prezența a fost intens discutată la acest eveniment. Autoritățile din Republica Moldova n-au confirmat cu exactitate dacă acesta va participa sau nu, însă, potrivit informațiilor pe surse, Volodymyr Zelensky se afla într-o vizită în Odessa, oraș aflat, regiune aflată la aproximativ 200 de kilometri distanță de locul în care are loc acest summit. Și iată-l venind. Cred că este primul lider care a sosit Maia Sandu la reuniune. De altfel, trebuie să precizăm că în această perioadă de mai bine de un an de zile, de la agresiunea Rusiei din Ucraina, Maia Sandu a fost unul dintre cei mai vocali lideri din această zonă, asigurându-ne de fiecare dată că face toate eforturile pentru a ține Republica Moldova departe de provocările Moscovei. Au fost o serie de discuții legate de atacuri la adresa securității Republicii Moldova. Maia Sandu este unul dintre liderii cei mai discutați în această perioadă la Bruxelles și vorbesc, spun asta referindu-mă desigur la latura pozitivă a discuțiilor, pentru că a fost lăudată atitudinea sa de foarte multe ori în rândul Comunității Europene. Comunitatea Politică Europeană este o platformă nouă de coordonare politică ce își propune să promoveze dialogul politic și cooperarea în vederea abordării chestiunilor de interes comun și să consolideze, așa cum vă spuneam, securitatea, stabilitatea și prosperitatea continentului european. Este cel de-al doilea summit. A mai avut loc unul în Praga, unde a participat și președintele Turciei Erdogan. De data aceasta, președintele turc nu va participa la summit. Aflată deja la Chișinău de câteva ore bune, zice, nu știu dacă să spun zile, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care ați văzut-o în materialele realizate de colegii noștri de la știri, a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova care să o ajute să facă față războiului de la graniță și să o aducă mai aproape de Uniunea Europeană. Știți foarte clar, deja parcursul european al Republicii Moldova a început și este foarte important și sprijinul pe care România l-a oferit acestui demers. Și suntem în legătură telefonică directă cu Svetlana Gore, corespondentul TVR Moldova. Bună dimineața!
Bună dimineața! Probabil ați văzut și voi imaginele. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, este oficial în Republica Moldova. Acesta a ajuns acum câteva minute și deja a avut prima întrevedere cu președintele Maia Sandu. Acesta a venit aici la Castelul Mimi de la Bulboaca, a avut o strângere prietenoasă de mână cu șefa statului de la Chișinău. Au avut și o scurtă discuție. Probabil s-au salutat și și-au dat câteva întrebări, după care s-au retras. Pentru că, după cum am înțeles, noi vor avea o întrevedere bilaterală. Nu este clar până la această oră dacă președintele Zelensky se va afla aici, la Bulboaca, în Republica Moldova, la summit pentru toată durata evenimentului. Încercăm să aflăm și noi aceste detalii. Cert este că pentru o bună parte a zilei va fi și probabil va mai avea președintele Zelensky întrevederi importante cu liderii Uniunii Europene, pentru că aici se află toți, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Roberta Metzola, dar și președinții Franței, Germaniei, și probabil se va discuta despre cum să fie readusă pacea pe continentul european, cum să ajute Ucraina în depășirea acestui război crud care durează de mai bine de un an, pentru că acesta de fapt este și unul dintre cele mai prioritare subiecte ale summitului. Cum va fi readusă pacea în Europa și să fie asigurată inclusiv securitatea energetică. Deocamdată acestea sunt informațiile.